Bun găsit, doamnelor, domnilor! Toc B1, suntem la început de săptămână și vă spun ca de obicei bine ați venit în România Reală, România care este teatrul de luptă într-un adevărat război pe viață și pe moarte între Partidul Social Democrat împreună cu ALDE și DNA. De ce, doamnelor și domnilor? Pentru că liderii PSD s-au reunit să vadă dacă fac sau nu scut în jurul lui Dragnea și a miniștrilor acuzați de abuz în serviciu vis-a-vis de scandalul Belina. Declarații belicoase a liderilor PSD la intrarea în sala de ședință. Pe de altă parte, să știți că nici DNA nu stă degeaba. A dat adunarea prin ordin de zi pe unitate și o să vedeți ceva mai târziu ce se întâmplă cu această adunare. Taberele sunt clar conturate, iar războiul a început, iar noi ca observatori nu avem altceva de făcut pentru buna dumneavoastră informare decât să vă spunem ce se întâmplă acolo. Colega mea, Alina Sorocean, se află la sediul PSD și ne dă mai multe amănunte. Bun găsit, Alina! Paradoxal că acesta să ceară... Bun găsit, dintr-un moment în altul începe ședința Biroului Permanent Național, o ședință extrem de importantă în care se va discuta despre soarta celor doi miniștri, Sevilu Șaidei și Rovana Plumb, pentru care Direcția Națională Anticorupție cere începerea urmăririi penale. Am văzut mai mulți lideri ai PSD, iar Sevilu Șaidei a fost printre primii care a venit aici la sediul partidului. Știrea zile, putem spune, până acum vine de la Codrin Ștefănescu, secretarul general acestui partid, care menține că trebuie să fie revocat ministrul justiției, în primul rând, Tudorel Toader, pentru că nu ia poziție față de ceea ce se întâmplă în justiție. Menționa că nu trebuie să-și dea demisia cei doi miniștri și vicepremierul Sevil Șaide, iar premierul Mihai Tudose ar trebui să ceară și revocarea procurorului general Augustin Lazăr. Iată așadar informații extrem de importante care vor fi discutate la prima ședința Comitetului Executiv PSD, care va avea loc vineri. Acolo se va cere revocarea ministrului justiției. Până atunci însă trebuie clarificat astăzi ce se va întâmpla și în Parlament, pentru că acolo ajunge cererea de la Direcția Națională Anticorupție, o cerere de ridicarea imunității pentru Rovana Plumb, astfel încât se poată începe urmărirea penală. Vă reamintesc un dosar legat de lacul Belina. În 2013 s-a întâmplat totul, când Sevil Șaide a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, a dat avize alături de Rovana Plumb pentru ca acest lac să treacă de la Apele Române la Consiliul Județean Telorman și mai apoi să fie închiriate firmei Teldrum zone din acea porțiune. Vorbim însă despre o decizie care a fost dată prin hotărâre de guvern și nu prin lege. Asta spun procurorii că este ilegal. Rămâne așadar de văzut ce se va întâmpla astăzi, dacă se va forma un scut împotriva, în jurul acestor miniștri. Mulțumim, Alina, pentru detalii. Așteptăm vești de la tine de acolo, de la sediul PSD. Vă prezint invitații, vom comenta pentru că este extrem de importantă această bătălie. Cum vă spuneam, e pe viață și pe moarte. Au ajuns acute în spațiul public de genul. Se încearcă o lovitură de stat și l-am citat pe Călin Popescu Tăricianu acum. Alături de noi în studio și le mulțumesc pentru prezență. Laurențiu Leoranu, deputat PNR, bun găsit, domnule deputat. Mulțumesc, bine v-am găsit. Tudor Ionescu, de la ALDE, bun găsit, domnule Ionescu. George Râpă, consultant politic, bun găsit, George. La intrarea în sediul Partidului Social Democrat, Codrin Ștefănescu, secretar executiv adjunct, care are 1000 de funcții, a avut o declarație extrem de interesantă. Codrin Ștefănescu l-a atacat pe față, la baionetă, pe ministrul justiției Tudorel Toader. Codrin Ștefănescu, care mai de ună zi se plângea că a fost blocat de Ponta pe Facebook. Aia a fost cumva de râsul curcilor. Haideți să ascultăm pe Codrin Ștefănescu dacă avem pregătit sincronul. Eu rămân încă cu la părerea că nu prea avem ministrul justiției, pentru că în ultimele zile n-am văzut niciun fel de declarații din partea domnului Tudorel Toader vis-a-vis de toate abuzurile astea și vis-a-vis de încălcarea deciziei Curții Constituționale din partea DNA, dar sper că astăzi totuși și domnul Tudorel Toader să aibă o poziție
poziția aceea de ministru al justiției. Adică, pur și simplu, să apere ceea ce a jurat când a depus jurământul la Cotroceni, pe Constituție și pe Biblie. Domnul Tudorel Toader a tăcut permanent în aceste momente. Și de-aia vă spun că am foarte, o mare nedumerire vis-a-vis de tăcerea asta de aur cu care ne-a obișnuit domnul Tudorel Toader. Nu o să pot propune, de exemplu, aici la BPN, dar la CEX-ul de săptămâna asta de la sfârșit, de la Sucevița, cu siguranță eu voi propune revocarea ministrului. Adică să nu ne ascundem după deget. Am spus-o clar lucrul ăsta. Este prea de tot ceea ce se întâmplă și avem un ministru care nu intervine cu nimic. Da, cu tremur în politica din România, cu tremur la propriu și în România, un seism cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. În urmă cu câteva minute, la 10:54 ora României, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, în apropierea orașelor Nehoiu, întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc și Slănică, Moldova, fără niciun fel de probleme. Revenim la cutremurul din politică. Ca să intrăm în ce zic oamenii de bine din țara asta și cum se vede acest război, vorbim cu Stelian Tănase, scriitor și jurnalist. Bun găsit, domnule Tănase! Bună dimineața! Domnule Tănase, cum vedeți războiul ăsta pe față, pe viață și pe moarte între PSD, ALDE și DNA? Știu dacă este un război între instituții pe care le-ați pomenit, cert este că DNA-ul a deschis dosarele, a pus-o acurate pe doi membri ai guvernului, doamnele Șaidec și Plumb. Și PSD-ul are o reacție supradimensionată și care cred că se justifică sau are anumite motive. Înseamnă că s-a atins un punct sensibil în ce privește configurația puterii în PSD și de unde și reacția neașteptată. Am văzut, de pildă, declarația sau interviul de aseară dat de Liviu Dragnea, unde văzute că el este ținta și partidul și coaliția și guvernul, etc., un ton panicard și foarte, foarte sus, mult mai sus decât în alte situații. Și am văzut de asemenea declarația lui Călin Popescu-Tăriceanu, nimeni altul decât al doilea personaj în stat, președintele Senatului, aliatul PSD-ului, liderul ALDE, care vorbește de lovitură de stat. Acum, sigur, noi suntem ca jurnaliști învățați, pentru că din 2009, cam la 2 ani, cineva acuză de lovitură de stat la București. Și nu s-a produs niciuna și suntem în plină fantasmagorie. Dar asta arată că s-au speriat foarte rău acolo cei câțiva lideri care conduc coaliția. În ce privește DNA-ul, ar trebui să ne întrebăm dacă este, să zic, întrebare pe care ne punem tot timpul întâmplător, că tocmai acum a venit această incriminare, având în vedere criza din DNA, din justiție, situația cu inspecția judiciară, situația, să zic, labilă a ministrului de justiție, care este criticat chiar înăuntru PSD-ului, cu propunerea lui de schimbare a justiției. Cum putem să deșifrăm acest scandal? Deocamdată el s-a politizat extrem, a trecut de pe terenul justiției pe un teren strict politic, pentru că, iată, declarațiile care s-au dat, despre care v-am vorbit, nu este nicio referire la obiectul discuției, la dosarul în cauză. Se vorbește de conspirații, de lovituri, vom face în zid în jurul partidului, în jurul liderilor, etc., etc., de democrație, de lovitură de stat, dar noi se spune că e vorba despre o baltă, respectiv o insulă Belina, de brațul Dunării Pavel și de faptul că a ajuns pas cu pas, pas cu pas, prin diferite formule birocratice, în brațele lui Dragnea. Acesta e fondul chestiunii și nimeni din cei care au avut reacție împotriva DNA n-a vorbit despre fondul chestiunii, ci atac o conspirație, un atac coordonat împotriva Pelin, care l-a implicat și pe Iohannis și pe George Maior, care era PSD, spus de Băsescu, șeful SRI, foarte apropiat nașului Ponta. Ce să mai vorbim? Asistem așa la un fel de vodevil, de teatru de bulevard. Din păcate, am și o întrebare pentru cu consecințe și cu efecte serioase, pentru că dacă ei politicienii joacă această comedie, noi ceilalți suportăm și vedem acest spectacol trist. Eu cred că justiția trebuie să-și facă treaba, iar politicienii să-și facă și treaba de politicien. Din păcate lucrurile se cam amestecă și nu e bine. Da, domnul Tănase, eu mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră, dar și domnul Ionescu de la ALDE vrea să vă întrebe ceva și îl las pe domnia sa cu acceptul dumneavoastră. Da, bună dimineața, domnul Tănase. Am o întrebare pentru că nu sunteți în ASE.
Nu mai avem niciun fel de întrebare, că am pierdut legătura, dar o refacem. O refacem. Acum, sincer, cum vedeți, domnule Oran, domnul deputat, vă întreb pe dumneavoastră. Domnul Tănase chiar a sesizat niște lucruri. Liviu Dragnea, chiar cu acute, a ieșit și a vorbit despre faptul că se vrea decapitarea lui, s-a ajuns și a spus, băi, vă să aresteze și pe fiul meu și așa mai departe. Da? A revenit domnul Tănase, domnul Ionescu vrea să vă întrebe ceva și o să revenim. Cine? Domnul Ionescu de la ALDE. Tudor Ionescu, consilier general ALDE sau, mă rog, din partea da, ALDE. Vă ascult. Pentru că ați făcut referire la ce se întâmplă acum și cu partea politică, totuși aș dori chiar să vă întreb cum, dacă vi se pare într-adevăr, ați spus că nu sunteți în asentimentul declarațiilor că ar fi o lovitură de stat, pot să respect acest lucru, nu este niciun fel de problemă să fie opinia noastră. Întrebarea dar, este... Domnul Ionescu, eu sunt de acord nu, o secundă, că nu v-am pus. De stat este o formulă tare, dar cine face asemenea acuzații da. Trebuie să pună probele pe masă, da. Pentru că altfel suntem în plină ficțiune. Ok, niciun fel de... Nu, sunt de acord. Deci, repet, nu contest faptul că nu sunteți de acord cu această... Fiecare nu, cu problema e că domnul Tăricianu, care mi-e și amic foarte apropiat, să știți, a mea fost... Desigur, întrebarea mea este... probele pe masă. Desigur. Poate este lovitură de stat, dar n-a adus nicio probă. A făcut o afirmație și a trecut mai departe. Ori lucrul ăsta nu e o glumă. Bine, dovezi ar fi dacă ne uităm, dar nu asta vreau să vă întreb. Nu să ne uităm, să le pună pe masă și să okay. Întrebarea mea... discut chiar personal cu dânsul da. Live într-o televiziune. Desigur. Domnul Tănase, întrebarea mea ar fi doar cum calificați, pentru că chiar mă interesează părerea noastră, cum calificați totuși tot ce se întâmplă în DNA în acest context. Adică cum ați califica toate dezvăluirile, domnul procuror Portocală, cu mărturiile, da, cu presiune, toate acestea. Este o situație de criză, o situație chiar gravă. Deci este totuși o situație gravă și de criză. Lucrurile au derapat, este foarte limpede și ele trebuie reglate. Dar de aici până la lovitură de stat e încă foarte mult. A, nu, că nu vorbeam de lovitură de stat. Eram deci curios. Lucrurile au derapat, nu e în regulă. Doamne, eu vă țin apărarea în ideea discuției. Domnule, când al doilea om în stat iese public și spune că România se află într-o lovitură de stat, domnule, cam cu tremuri, așa, dacă nu știi despre ce e vorba. Păi, nu, da, doar dacă auzi doar declarația simplă. Da? Da. Președintele Senatului zice, e lovitură de stat în România. Da. Păi scoateți armata pe străzi, faceți ceva, nu? Păi nu, dar scoateți poliția, scoateți DNA-ul să nu mai facă poliție politică. Asta cum se numește când sar miniștrii ca iepurii, că îi cheamă DNA-ul la audieri, doar că nu le convine că au apărut niște stenograme de la DNA cu procurorii săi. L-ați auzit și pe Codrin Ștefănescu cu declarația da, asta. Am citit-o, nu l-am văzut în direct, dar am citit-o. Mă rog, ce ar trebui să facă Tudor Toader în calitate de ministru al justiției? S-o demite pe Chiove? Dacă mă întrebați pe mine așa, ca jurnalist, el ar trebui să-și dea demisia că nu face față. Sunt niște probleme foarte complicate. Cred că o reformă a justiției ține în primul rând de un acord între partide, adică putere și opoziție, și nu de războiul ăsta rece între putere și opoziție legat de reformele din justiție. Așa că domnul ministru ar trebui să plece pentru că nu poate rezolva sarcinile care i s-au pus în spate. E o povară prea mare. Nici nu mă interesează reformele acestea. Le-am citit, le-am comentat chiar la dumneavoastră în studio, cum le văd, dar el ar trebui să plece acum că evident este depășit. Poate nu dă în vina lui, dar este realmente depășit. Bun. Mulțumesc, domnul Tănase, pentru părerile exprimate. Domnule Oran, domnul deputat, Dragnea n-a ajuns și cu Tudose, încă nu au ajuns la sediul PSD, s-au oprit la sediul ALDE, că e ședință de trei acolo, împreună cu Călin Popescu-Tăriceanu. Dar ce trebuie să înțelegem noi din astfel de declarații de presă, da? Lovitură de stat. Se încearcă arestarea mea și arestarea fiului meu, zice Liviu Dragnea, da? Și trebuie să facem scut pentru miniștrii PSD care, mă rog, în 2013 au semnat ei o hotărâre de guvern. Ce înțelegeți dumneavoastră? Dar fără să-mi spuneți că abia așteptați dumneavoastră ca PNL că poate ajungeți la putere, ci doar ca politician. Două lucruri aș vrea să subliniez aici. Realizăm acum presiunea majoră din iarna anului 2017 cu privire la Ordonanța 13. Deci se întrevedeau anumite lucruri încă de pe atunci și liderul PSD, Liviu Dragnea, a forțat acest lucru. Avem o explicație clară astăzi. 2. Discutăm despre activitatea ministrului Justiției, despre care liderii Partidului Social Democrat au afirmat mereu că este un profesionist, este un tehnocrat, este un om care are abilități și competențe deosebite pe acest râm al justiției.
astăzi vin și spun că este un ministru slab, că nu a produs ceea ce s-a așteptat de la el. Deci, iată, ne dau dreptate atunci când noi, Partidul Național Liberal, am introdus moțiunea simplă, care dacă ar fi trecut, ar fi dus și către demiterea ministrului de justiție. Probabil dacă ar fi fost în această săptămână această moțiune simplă, ar fi fost votată și de membrii Partidului Social Democrat, care astăzi îl vor revoca pe actualul ministru al justiției. Mai mult decât atât, avem cele două probleme astăzi sesizate în justiție cu cele două doamne ministru, care sunt chemate pentru a da niște răspunsuri. Eu cred că și aici este o învolburare accentuată a întregii activități politice guvernamentale, pentru că lucrurile cred că ar trebui tratate mult mai simplu, lămurite aceste probleme pur și simplu tehnic și să se treacă mai departe. Dar de aici trec la al doilea palier al discuției. Cred că România are probleme serioase, înregistrează de la zi la zi un eșec al guvernării. Avem probleme, zilele trecute am văzut cum primarii OAT-urilor nu reușesc să plătească salariile funcționarilor din primării, nu au bani pentru investiții. Cred că această nebuloasă din jurul justiției estompează problemele reale socioeconomice ale României și cred că lucrurile trebuie lămurite cu mai puțină efervescență în acest plan și trecând mult mai serios și aplicabil ceea ce înseamnă actul de guvernare. Bun. George Rupă, în calitatea ta de consultant politic, cum vezi toată această învolburare a lumii politice și nu numai, că aici vorbim și de o instituție a statului care teoretic trebuie să fie apolitică, da? Avem așa, un președinte de partid care a câștigat alegerile, da? Cel mai important partid din România, Liviu Dragnea, care spune că este un atac pe față la adresa sa. Că urmează să fie și el chemat la DNA, că sunt și familia lui este amenințată, pentru că cei de la DNA fabrică dosare. Asta spune Liviu Dragnea. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului al doilea om în stat, spune că deja asistăm la o lovitură de stat. Da? Din partea statului paralel, o acuzație extrem de gravă. Extrem de gravă. Și acum îți mai dau o informație și le dau și celor de acasă o informație. Se pare că pe culoarul media băieții și fetele reacționează, pentru că sunt informații conform cărora la această orechiune și de interviuri. Și vor apărea spuse și nespuse. Dar unde, presă, unde? Că de curând, vă spun imediat. George Rupă. Începând cu ultima informație pe care ai dat-o, faptul că Chioveși sau orice alt șef de parchet, de fapt, că procurorii fără funcție nu dau interviuri, dă interviu undeva, nu mi se pare o problemă. Asta o fac procurorii șefi din tot spațiul euroatlantic. Chiar azi. Acum, asta e, se întâmplă. În ceea ce privește poziționarea Partidului Social Democrat față de justiție, față de DNA în cazul de față, punctul de vedere este două filozofii de raportare la justiție cu care ne-au obișnuit, de fapt, partidele politice din România. Iar PSD-ul ne-a obișnuit încă de aproape două decenii ca orice chestiune în justiția unui membru de al său, cât de cât important, să fie tratată ca pe un scandal politic. Amintiți-vă că au mers cu toții la parchet în perioada guvernării CDR, atunci când s-au solidarizat cu domnul Bivolaru, nu cel cu urina, ci fratele său, nu cu Misa, ci celălalt. Amintiți-vă că acum vreo 4 ani erau cu toții pe trepte la Consiliul Județean din Argeș pentru a susține o persoană care, dacă nu mă înșel, între timp a fost deja condamnată pentru corupție. Văd că și ALDE a preluat acest discurs, ca orice investigație a procurorilor este un gest politic, ceea ce mie nu mi se pare. Pe de altă parte, vedem că există și alte partide care au o cu totul altfel de filozofie. Sau mai bine zis, cel puțin oameni de acolo, poate nu neapărat partidul ca întreg. Vedem că totuși anul trecut, Ludovic Orban s-a retras și-a retras candidatura pentru primăria capitalei, în toamnă nu a mai candidat pentru parlament și așa mai departe. Eu cred că este extrem de periculos să venim și să politizăm de fiecare dată orice gest al procuror, pentru că asta riscă să arunce în societate ideea că
nu mai există persoane vinovate și nevinovate. Stai, stai puțin, George, scandalul a pornit de la ce? De la cedarea zonei aceea, Belina, prin hotărâre de guvern către Consiliul Județean Teleorman, iar mai apoi Consiliul Județean Teleorman a dat în concesionare toată acea suprafață de aproape 300 de hectare, a dat în concesionare unei firme care se numește Teldrum. Bun, acum, lasă-mă să termin. De la Teldrum ar fi ajuns la o altă firmă care aparține Nițel. Da? Bun. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2013. Pe documentul de cedare de la hotărârea de guvern apare așa. Viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, semnătură Liviu Dragnea. Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, semnătură Rovana Plumb, chemată la DNA, suspect. Da? Ministrul Delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Luciana Varga. Nu zice nimeni nimic. Viceprim-ministru, Ministrul Mijloacelor Publice, Daniel Chițoiu. Nu zice nimic. Da? Și mai este o semnătură a domnului Liviu Voina, în calitate de ministru delegat pentru buget. Da? Din pleiada asta, la DNA... Din cei s-au dus doi? Doi. Care și Ponta, sunt... și Ponta mai înainte, nu știu ce calitate. Astea sunt faptele. Bun. Și acum vine întrebarea, da? De ce acum? De ce acum, în contextul în care se vorbește despre legile justiției, despre legea justiției, și de ce acum a ieșit dosarul acesta? De ce timingul ăsta? Bun, în primul rând să stabilim povestea cu chestiunea asta. Deci Belina și toată zona aceea, din câte înțeleg eu, se află în Albia Minoră a Dunării, ceea ce face, conform Constituției, ca aceasta să poată părăsi, să poată ieși din domeniul autorității centrale doar printr-o lege votată în Parlament. Pentru că este aria naturală protejată. Și acest este motivul. Și nu prin hotărâre de guvern. Domnul Bădălău, care e numărul 2 în PSD, spune așa: înțeleg că s-au făcut greșeli pe un act administrativ. Adică asta ca să încheiem cu povestea dacă e sau nu dosarul, dacă se susține. Când vine domnul Bădălău și dorește să facă greșeli pe un act administrativ, eu cred că totuși nu are puțin dreptate. S-au făcut greșeli. Nu e de căderea noastră să spunem lucrul ăsta. Vreau să știu de ce nu i-au chemat pe toți. Deci, unu, momentul. Există vreo perioadă politică în România? Că, la noi zici că sunt Națiunile Unite, la ce viață efervescent avem aici, da? Există măcar o săptămână în România de liniște în care să nu spunem, domnule, l-a luat pentru a acoperi nu știu ce chestiune. Și o să răspund și la întrebarea ta punctual, la povestea cu de ce i-au luat pe doi. Pentru că unii dintre ei probabil au fost mai isteți. Victor Ponta, asta cred eu, și am mai spus-o public chiar aici, cred că a avut informații de undeva, din parchetul general, nu comentez cum, asta e bănuiala mea, nu am nicio dovadă, astfel încât în interviul pe care l-a acordat lui Dan Tapalagă, s-a făcut că scapă acele informații. Dacă vă amintiți, domnule, da, că și noi ne-am uitat cu toții ce are Ponta de revine cu Belina. Fix acum, cu toate că Belina e știre în presă din 2014, cred că în gândul a apărut prima dată. Deci ce se întâmplă cu Ponta? Răspunsul l-am primit câteva zile mai târziu. Victor Ponta, probabil că și alți oameni, au aflat că acest dosar este foarte aproape să intre... Vreau să și explic ceea ce vedem. Este un interviu pe care, în aceste momente, Moise Guran îl ia doamnei Laura Codruța Chioveși. Timp în care cei de la PSD se reunesc să facă scut în jurul celor două doamne ministru acuzate de DNA și puse frumos într-un dosar în calitate de suspect. Băi, dacă nici coincidențele astea nu ne mai nasc semne de întrebare, pe ce facem? Și atenție! Măi, de data așa, țaca, paca, de Laura Codruța Chioveși. Da, atenție, vorbim avem două tabere. Oamenii ăștia strâng politicienii să facă scut, da? Să le apere pe doamnele ministru și cine mai fi pe acolo căutat și pe partea cealaltă ce facem? Am instigat culoarul media, nu? Așa mai aflăm și noi. Cine și cum are intrare? Unii mare sunt oameni... Media, 10 secunde. Mare culoar media, mă insigura, nu știu dacă este. Și atât. Mă rog. Pot să fiu de acord cu asta, da. Știam, de mai ales cu, că tot vorbeam de cutremure false, cutremure mai devreme. Totuși e o diferență fundamentală între cele două grupuri de care vorbim. Unii sunt oameni politici și ei fac politică, ceilalți și cealaltă este procuroare și are în subordine procurori precum domnul Portocală, ca să nu spun altfel, care
citim săptămâna trecută cum punea presiune pe un martor să dea cu subsemnatul și ăla se jura și întreba, domnule, dar sigur e ok să băgăm oameni nevinovați? Și ăla zicea, treci mă și semnează ca să nu înjur pe post la ora 12 ziua luni. Deci e o diferență fundamentală între cele două spețe. Iar conjunctura apare și datorită faptului că domnul Ponta a intrat în coliziune directă în această perioadă cu domnul Dragnea, părăsind Partidul Social Democrat, anunțând că deja va merge să creioneze o altă forță politică, un atac direct și virulent la modul de guvernare. Mai mult decât atât, domnul Ponta în perioada când s-a transferat Belina era prim-ministru, domnul Dragnea era ministru la Ministerul Dezvoltării, doamna Șaidechi era mâna dreaptă secretar de stat, deci lucrurile se află oarecum într-o sferă binecunoscută, cred că de domnul adică Ponta și acum a gândit să degajeze de această sferă. Ponta, de fapt, este artizanul întregului scandal, pentru că Victor Ponta... Nu neapărat e artizanul, dar este unul din cei care au cunoscut bine această problemă și care, sigur, probabil a venit cu anumite puncte de vedere întregind. De la declarații soft, domnilor, ceva de genul înțepături de astea, hai că nu știu ce, băi, s-a pornit război pe față, vorba dumneavoastră, și între Ponta și Dragnea. Și iată ce a postat Victor Ponta pe rețeaua proprie de socializare. Hai să vedem împreună. Toată campania de presă plătită cu bani mulți privind denunțătorii pesediști la DNA se va dovedi încă o uriașă minciună marca Liviu Dragnea. Dragnea chiar îi minte și manipulează pe membrii și votanții PSD cu multă nerușinare și cinism și acest lucru nu poate merge așa la nesfârșit. Nu mă aștept la scuze, dar acum sunt sigur că vor înțelege toți cei din PSD care încă mai gândesc cu mintea lor că se împroașcă cu mizerii în mine și în alți colegi pentru a se ascunde adevăratul responsabil pentru toate aceste situații, a scris Victor Ponta pe pagina sa de socializare. Fostul lider al PSD îl atacă dur pe Liviu Dragnea, căruia îi cere să demisioneze din funcțiile politice și parlamentare. Toată problema a venit de la lăcomia bolnavă a unui singur om, care nu s-a mulțumit să treacă lacul Belina la CJ Teleorman pentru a accesa un program european și a lăsat totul deschis pentru public, ci imediat și-a trecut ceea ce trebuia să fie pentru toți oamenii la firma Teldrum și în folosința sa exclusivă și restrictivă. Victor Ponta e convins că Rovana Plumb nu avea nicio idee că lacul Belina va ajunge în final la Teldrum, motiv pentru care, în calitatea lui de deputat, Ponta a anunțat că nu va vota cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului ministru al mediului. Asta e luarea de poziție a lui Victor Ponta și ședința de la PSD e nițel amânată, pentru că Liviu Dragnea n-a ajuns, cum vă spuneam, stă la ceas de taină, la discuție de taină cu Tăriceanu și cu Tudose și probabil se uită la interviul pe care Laura Codruța Chioveși îl acordă lui Moise Guran. Se pare că Laura Codruța Chioveși dă din toate puterile pe toată această problemă. Adică deja lucrurile sunt acute, sunt pe viață și pe moarte. Nu știu ce spune, ce declară în aceste clipe la ora Colțoacheveși, dar am totuși o certitudine, nu va da detalii din dosar, astfel încât domnul Dragnea poate urmări interviu cap-coadă de câte ori dorește domnia sa și tot nu va afla ce e acolo. Da. De altă parte, vedem și chestia asta, cred că sunteți cu toții de acord, vedem că totuși sunt dinspre majoritatea politică niște dorințe destul de puternice de a schimba radical modul în care funcționează justiția. Eu înțeleg că există persoane precum celebrul Portocală, da? Care din punctul meu de vedere au sau nu ce căuta într-un parchet, fie el anticorupție, fie nu. Dar pe de altă parte nu cred că trebuie să aruncăm în derizoriu întreaga luptă anticorupție, pentru că așa îl avem pe domnul Adrian Năstase. Ce facem? Desfințăm clasa politică din România pentru că am avut un fost premier care a intrat de două ori la pușcărie? Sau pot să dau exemple și mai apropiate de noi? E interesant că vorbiți de domnul Năstase, că tocmai dânsul e cel care a înființat. Cred că... Nu, el a înființat PNA-ul. PNA-ul e precursorul DNA. Era structura aia care ridica nașii de tren, care luau 10 lei de la studenți care mergeau până la Iași cu nașii. Dar am și o întrebare. Un lucru, știți ce e foarte interesant? Pentru că îmi place foarte mult ceea ce faceți acum, și anume că putem să o vedem, nu să o auzim pe doamna Chioveși. Și eu stau și mă uit pe televizorul care este aici pe perete și mă uit cu limbajul corporal, pentru că mă mai ocup și de chestia asta. Uitați aceste tăieri pe care le face și grupări pe care le face cu mânuțele dânsei, care merg exact în sensul a ceea ce spuneți dumneavoastră, cum face ea taberele și uitați-vă puțin cum taie, după aceea o să vedeți și este în oglindă perfectă cu domnul Moise Guran pe care îl mai vedem și pe dânsul. Deci dânsii sunt într-o simbioză foarte bună. Uitați cum face mișcările, hăț, îl luăm, îl ducem, uitați.
Acum, acum, nu, 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 acum, haideți să nu traducem. Eu vorbesc strict de limbajul corporal. Haideți să încercăm să fim extrem de serioși, pentru că lucrurile sunt foarte serioase. Oamenii ăștia, în loc să guverneze, să facă lucruri bune pentru țara asta, se implică într-o bătălie fără rost, din punctul meu de vedere. Într-un stat de drept, dacă justiția, dar o justiție de aia inamovibilă, da, are o problemă chiar și cu un ministru, eu cred că adevărul trebuie să iasă la iveală. Numai că avem două fațete ale problemei. Este adevărat și sau nu, habar n-am. Se tot vorbește despre faptul că unele instituții de astea de forță fac dosare fabricate ca să umble la pârghia politică și partea a doua, că politicienii știu în palma unul altuia. Dar am și o întrebare. Dosarul ăsta și toată povestea asta, credeți că a apărut netam nesam pe masa procurorilor alaltăieri? Sau se știe de el încă din 2013, 2014, 2015? Și dacă se știe de atunci, vă întreb, mai țineți minte când PSD-ul a propus-o pe doamna Șaidec prim-ministru? De ce nu a ieșit atunci dosarul acesta? Sunt ca să aibă cine? Klaus Iohannis și mai cine știu eu? Argumentul, uite, domnule, de ce nu nominalizez? Pentru că e băgat într-un dosar. Nimic nu este întâmplător, domnule. Vă întreb, domnilor, eu întreb. Senzația mea este că până foarte recent, domnul Liviu Dragnea, ca de altfel foarte mulți dintre oamenii ăștia care urlă că se luptă cu binoame, cu trinoame și așa mai departe, senzația mea că este că până foarte recent, Liviu Dragnea a avut o relație foarte strânsă cu anumiți oameni, nu știu ce sunt, că nu-i cunosc, din ceea ce ei numesc statul paralel. Din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea a avut, e posibil să aibă în continuare, o protecție de la anumite instituții ale statului. Asta Dragnea. Cred eu, Dragnea. Pentru că până acum, Liviu Dragnea, deși se vorbește în presă, haideți să fim noi, nici măcar dacă ești un copil de 5 ani în România, nu poți să crezi că te drum nu e al lui Dragnea și așa mai departe. Adică sunt niște povești acolo care sunt înspământătoare. Cu toate acestea, vedem că nimeni nu s-a ocupat foarte serios de această persoană. Ba chiar vedem că se întâmplă anumite chestiuni care, în mod normal, ar fi putut să nu se întâmple. Iar ultimul lucru este chiar retragerea, pensionarea judecătoarei care urma să, să dea o decizie în dosarul domniei sale. O să continuăm discuția după publicitate. Îmi cer scuze, George Revo, dar trebuie să iau acum publicitate. Ideea, domnilor, de la care vreau să pornim după câteva minute este aceea că Liviu Dragnea se victimizează. Și dacă e să-l credem pe George Râpă și dacă a avut protecție, atunci se naște o altă întrebare. Unde și când s-au rupt lanțurile de iubire? Da? Și cine credeți că va ieși victorios, pe scut, sub scut, habar n-am, din acest război? Pentru că este un război, nu zicea domnul Tăriceanu că e lovitură de stat? Păi dacă e lovitură de stat, să o comentăm. Publicitate, revenim. Bun, am revenit, oameni buni, vorbim despre subiectul zilei, unul extrem de important, cu multe lovituri cu manta. În primul rând, cei de la PSD s-au întâlnit în biroul permanent național, de fapt îl așteaptă și la această oră pe Liviu Dragnea, care este în ședință de taină cu Tudose și cu Tăriceanu la sediul ALDE. Probabil se uită și la interviul pe care îl dă Laura Codruța Cheve și lui Moise Guran la Europa FM. Acum am și o întrebare, că bine se sezau invitații mei, păi am să-i fac și eu o hârtie scrisă doamnei Cheve și să vedem dacă acceptă sau nu să ne dea interviu aici în studio. De ora singură, este adevărat. Dincolo de asta, însă, iese Codrin Ștefănescu de la PSD și cere până la urmă revocarea, atenție, Ministrului Justiției Tudorel Toader, pentru că acesta nu știu ce n-ar fi făcut. Mergem mai departe și vorbim despre faptul că domnul Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, spune că în România sau România este acum sub o lovitură de stat din partea celor care fac statul paralel. Și vorbim toate acestea cu invitații mei, cărora le mulțumesc pentru prezență încă o dată. Este un subiect extrem de delicat. Domnule Leoreanu, domnul deputat, cine iese, întrebam înainte de publicitate, pe scut sau sub scut din războiul acesta, pentru că este război. Oricine ar încerca să mă convingă că nu e așa, iată evidența. Acum depinde în ce plan ducem acest război, dacă este între persoane sau între persoane și instituții. Pentru că, sigur că da, vedem o vendetă, vedem contradicții puternice, de altfel se demonstrează că PSD-ul nu prea are mână bună la oameni. Noi atunci când spuneam despre domnul Ponta și ca premier și candidat la președinție că nu este un om care
să poată să reprezinte statul român, spuneau că nu, este cel mai bun. Astăzi domnul Ștefănescu spune într-adevăr că îi pare rău că l-a susținut pe domnul Ponta ca președinte a PSD-ului, ca premier și ca și candidat la președinția României. De asemenea, am spus despre ministrul justiției că tratează lucrurile cu superficialitate, că nu se implică și nu ia decizii corecte și concrete. Astăzi, iată, domnul Ștefănescu cere demisia ministrului sau revocarea ministrului justiției. De asemenea, când a fost vorba despre domnul Adrian Năstase, la fel, domnul Ștefănescu, care este și purtător de cuvânt și secretar general adjunct al PSD, spunea că a făcut de râs Partidul Social Democrat. Deci, iată că asistăm la oameni din fruntea Partidului Social Democrat, pe care Partidul Social Democrat, după o perioadă de timp, îi neagă. Vom asista, nu după foarte mult timp, la oameni care astăzi sunt în conducerea partidului și se vor debarasa și de domnul Liviu Dragnea, care, așa cum spunea, se află într-un conflict direct cu reprezentanții din justiția instituțiilor. Sigur că instituțiile trebuie să-și facă treaba. Sigur că pot exista și sincope în activitatea instituțiilor. Discutam și de apariția doamnei Chioveși la acum în reportaj. Eu nu vreau să iau sub nicio formă apărarea, dar trebuie să recunoaștem că în urma atacului din ultima vreme, ca și conducătora unei instituții, trebuia să iasă public și să dea niște explicații, să aibă o reacție. Dar de ce trebuie să iasă Chioveși? Pentru că nu e vorba de Chioveși, persoana Chioveși. E vorba de Chioveși ca șef a unei instituții publice, care până la urmă trebuie să explice. Pentru că există anumite acuze, planează anumite... Aici vine pe partea cealaltă. Dar de ce nu iese la ora Codruța Chioveși să vorbească despre portocală? De ce nu iese la ora Codruța Chioveși să vorbească despre abuzurile pe care procurorii de la DNA le-au făcut de lungul timpului? De ce nu vine doamna Chioveși la dumneavoastră, domnul deputat, care sunteți singura entitate democratică aleasă, cea mai reprezentativă din toată țărișoara asta, și nu vine când o invitați de trei ori în Parlament să vă explice multe din sincopele activității. Despre asta vorbim. Eu nu am spus, dacă ați fost atent, despre ce să vorbească doamna Chioveși. Trebuie să vorbească și despre acuzele la procurorul Portocală și despre lucrurile mai puțin clare care planează asupra actului de justiție. Într-adevăr, trebuie să explice multe lucruri. Dar de aceea am spus, este corect să vină, este corect să vină într-adevăr și să explice în fața forului democrat anumite lucruri. Deci eu asta am spus, că un șef de instituție publică trebuie să explice anumite lucruri atunci când planează o neîncredere sau chiar să se sizează anumite sincopii în funcționarea activității. Sfidător, domnul deputat, sfidător ce văd eu aici când se duce un prezentator de la un post privat, nu contează care este, da? Și ia un interviu din birou. Eu ce să înțeleg? Că această comisie parlamentară legitimă, cel mai legitim for al țării noastre și al societății noastre, o invită de trei ori și ea nu vrea să vină în Parlament? Adică ce, ar fi trebuit să se facă comisia la dânsa în birou ca să accepte să răspundă niște întrebări? Asta e o altă discuție. Păi nu, dar sfidător este și ce spune Călin Popescu Tăriceanu, că e lovitură de stat. Deci pe mine mă îngrijorează foarte tare. Hai să intrăm în stare de necesitate în România. Extremele atrag extreme. Nu trebuie să ducem în marginea activității lucrurile. Ele trebuie aduse pe masă și discutate cât mai concret, pentru că este vorba de statul român și probabil toate aceste lucruri care se discută, nu probabil, sigur, se transmit și în afară. Apropo, ceea ce aruncă o umbră asupra... Domnilor, deci vorbesc foarte serios. Noi încercăm să păstrăm o poziție neutră vis-a-vis de cele două tabere, clar, corect, în acest război. Dar nu putem să nu ne punem întrebări. Nu putem să nu ne punem întrebări. Unii țipă precum ceata lui Pițigoi. Da, ei nu țipă doi. La ei multiplicăm. Da? Acum vine și cealaltă parte care netam-nesam a simțit nevoia să iasă sub cumva alibiul ăsta. Hai să vorbim despre controlul inspecției judiciare la DNA, să vă spun eu care e treaba. A ieșit așa, ce-a dat peste cap și programul și tot așa, numai ca să spună lucruri. Exact în momentul în care cealaltă tabără vede ce face. Dacă face scurs sau nu. Nu cumva Chioveși și transmite niște mesaje celor de la PSD pe principiu, băi, am să popesc mai mulți. Totul e despre mesaje transmise. Și știți ce e cel mai problematic din tot ce se întâmplă în dimineața aceasta și în ultimile 48 de ore, dar mai ales în dimineața aceasta, care vine după ziua de ieri, care ziua de ieri și aici, din păcate, prea puțină lume știe,
Ieri au fost niște alegeri. Știți unde? În Germania. Știți ce s-a întâmplat în Germania? O spun pentru că nu pot să nu spun așa ceva, pentru că asta mi se pare îngrijorător, apropo de ce spunea și domnul deputat. Știți că în Germania al treilea partid cu 12,9% este partidul nazist? Dar nazist, așa este. Și că primul partid... E de extremă dreapta. E cum să nu? Dar o dăm în Germania, acum ca să ce? Nu, dar nu dau, spun că este un lucru extrem de grav care se întâmplă într-o țară. Acolo în Germania vă spune, instituțiile statului își fac datoria și nu ingerează în politic. Iar acolo că ești ministru, că nu știu ce, dacă ai făcut vreo dută, ți-ai dat demisia în secunda 1. Pentru că ăia au o educație. E un lucru pe care, din păcate, nu putem să-l discutăm și aș fi vrut să discutăm, de exemplu, astăzi. Eu mă bucur că nu știu dacă avem loc de doamna Chiuvișii și nebunia asta cu DNA-ul. Mă bucur că ați amintit de Germania, pentru că domnul Dragnea și PSD au adăugat la lunga listă de dușmani pe care, după cum știm, se află, da, se află Bigfoot, Moș Crăciun și pe Soros, Martin Schulz, da, că a folosit România și, da, și pe postul lider al socialiștilor europeni. Hai poveste, pe domnul ce... Supărarea, mă scuzați, mai 10 secunde. Și eu nu m-am bătut cu numai pentru că a atacat și a tras atenția acum cu privire la România. L-a făcut atent cu ceva timp în urmă pe domnul Dragnea că intră în niște de rapaje, iar domnul Dragnea n-a uitat. Domnilor, și acum l-a sancționat pe domnul Schulz. Haideți câte 20 de secunde, vă rog frumos. Cine iese pe scut și sub scut din această bătălie? George Râpă. Eu nu am partipriuri în cazul de față. Tot ceea ce sper este ca instituțiile statului să facă lumină în toate poveștile astea, să se respecte legile, Constituția și adevărul să iasă la iveală. Tudor Ionescu. Sub scut trebuie să fie cetățenii acestei țări care trebuie să fie liberi și toate instituțiile să lucreze pentru protejarea libertăților civile, iar pe scut trebuie să intre cei care abuzează și cei care nu înțeleg că într-un stat democratic justiția trebuie să fie imparțială, oarbă, echidistantă. Și cei care depun mărturie mincinoasă, precum domnul Tărician. Deci acest o secundă, vă rog frumos, nu pot să accept acest lucru. Ce? Aveți o dovadă în acest sens? Că ce? Asta e acuzația procurorului. Păi acuzația. Păi nu spune și cineva care depune mărturie mincinoasă. Dacă dumneavoastră citați doar din procurori fără niciun fel de dovadă, aveți o problemă dumneavoastră. Domnul Ionescu, afirmația domnului Tăriceanu că este România... Nu, se referă la mărturie mincinoasă. Acum vă întreb eu, sub lovitură de stat, este una gravă cu consecințe importante, este, teoretic. Este foarte gravă. Domnule, și are eu cred că învingător trebuie să se dreptate așa adevărul din acest lucru, iar din acest conflict eu cred că nu știu cine va câștiga, dar sigur vor pierde românii. Bun, mulțumesc domnilor pentru prezența în emisiune. Vom urmări ceea ce se întâmplă în această zi interesantă de luni. Aș mai fi avut un subiect, dar o să-l parcurgă colegii mei. Știrile de 1 TV imediat cu Gențiana Coman. Ne revedem mâine la 11. Toate bune!